Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oare doamna Udrea prinde Europa FM acolo unde o fi dânsa? La Bulgari? Că prin Bulgaria se prinde Europa FM. Dacă când te duci spre Grecia, merge o bună parte prinzi. Da, da, i-a mers bine de tot, adică a ajuns până în buza Greciei. Păi și ce o țină acolo la culata? Eu așa înțeleg că era după un geam la culata. Cât s-o mai ține în geam acolo? Îi puseseră un nes în față. Dacă o aduc mai acana, mai aproape, mai spre Sofia, mai ceva. Crezi? Acasă încă n-a ajuns. Băi, dar mai trist decât să fugi de mâna lungă a legii este să te prindă când încerci să fugi de mâna lungă a legii. Da. Amatoricește tot. Da, serios. Cum să pleci așa târziu dacă tot vrei să fugi? Adică ce a făcut? A așteptat rezultatul? Rezultatul era nașpa când a luat cât a luat. A vrut să vadă dacă e sub linie sau peste linie. Da, era aproape clar. Eu cred că au anunțat-o greșit. Cred că au anunțat-o greșit. Dar nici n-a putut nici în al 12-lea ceas să lase fițele. În ce sens? Se ducă în Grecia la căldură, în insule, ducea cu colegul Ghiță în Serbia, da. Ajungea civilizat repede, adică nu mai pierdea vremea aia și a vrut să traverseze Bulgaria, știm cu toții ce înseamnă să traversezi Bulgaria. Da. Să se ducă și la frumos. Da. Cum a fost ălălalt, care era în Grecia, ăla de la Dinamo, zi? Da, știu de cine vorbești, dar nu mai știu cum îl cheamă. Săvulescu. Săvulescu, așa. Ăla nu l-au prins prin Grecia? Și la... Dar ideea e că îi prins și după aia... La turna soția. Iartă. Aici nu mai e cu iertă. În primul rând că Nentu Ghiță are alte dealuri. El acolo... intră la altă categorie. De protecție. Ăla are alte conexiuni, altceva. Aici doamna are deja condamnare la închisoare cu executare. Nu mai au ce să ierte. Aici nu mai e cu în căutare, urmează să fie cercetat, are mandat de arestare. Nu, are mandat de închisoare cu executare. Dacă prindea Grecia, da, scăpa cum a scăpat, că și Săvulescu are condamnare. Și Săvulescu are condamnare cu executare? Eu așa știu, da. Eu nu știu. Da? Da. Da, trebuia să la Constanța, să-l aducă cu niște de tot. Terenuri, cu Mazăre, în dosarul ăla. Eu cred că doamna Udrea are ceva mai multă greutate, nu cred că a scăpat atât de ușor. În fine, dar oricum, trist să te prindești prin Bulgaria, adică... Da. Dacă ajunge la Vârvuru, tu ai văzut ce acolo. Unde te mai găsești în Vârvuru? La Vârvuru. Da, poate să vină brațul legii, vine degeaba. O și vedeai pe doamna Udrea printre toți pensionarii și Zaf de la Vârvuru. Nu știu ce să zic. Băi, da, sunt niște super comentarii. Amicul Julius zice foarte bine. Zice, Julius Constantinescu zice, doamna Udrea, dacă făceați autostrada până la Giurgiu și podurile alea peste Dunăre, poate azi ajungeați în Grecia înainte să vă prindă ăștia. Ai văzut? În România cred că a mers încet, ca să nu prindă radar, o să oprească. Și Liviu Iolu zice așa, dacă guvernul care a fost Udrea reușea să bage România în Schengen, deși Bulgaria, că suntem la pachet, azi Udrea nu era oprită la graniță, pentru că nu mai exista control la frontieră. A? Corect. Practic, da. Deci asta e. Acum așteptăm să se întoarcă și asta e, să-și exerce. Bă, dar cum e viața asta, câte ți se întâmplă, știi? Ai fost președinte, ți-au luat pensia, ți-au luat casa, da. Acum ți-au luat și bucăile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.